Bine v-am găsit, prieteni ai emisiunii Clipa Muzicală. În fiecare miercuri și vineri o să obișnuiesc să aduc în fața dumneavoastră tineri talentați de muzică ușoară, de muzică populară, care sper eu să vă încălzească sufletele. Rămâneți alături de noi! Invitatul din această seară, tânăr și fălos, emoționat de fire, încearcă să vină în casele dumneavoastră pregătit în tot sensul cuvântului. Vine la emisiunea Clipa Muzicală chipeșul moldovean Victor Balan. Bună seara, Victoraș, bine ai venit în emisiunea noastră proaspătă realizată. Bună seara, bine v-am găsit, mulțumesc de invitație, Gabriel. Îți mulțumesc și ție de asemenea că ești, apropo, unul dintre primii invitați și nu numai că primii, dar și un prim băiat, bărbat, așa, tot, în tot sensul cuvântului. Pentru început, explică-mi, te rog frumos, atât mie cât și telespectatorilor, de unde vine Victor Balan? Vin din satul Trinca, raionul Edineț. Vin dintr-un sat muncitor, cu oameni harnici, Și un primar de nota 10. Să înțeleg că harnic ești și tu, de vreme ce ești bogat deja cu o realizare muzicală. Ai spus de primar că poate a fi bun domn primar cu tine și ți-a pune acolo ceva, pentru că l-ai lăudat așa de mult, dar cu o condiție: data viitoare să ne spui dacă ai primit vreo laudă din partea domnului primar și dacă va fi de acord și vei fi și tu pregătit, eu împreună cu echipa de la Busuioc TV îți voi face o vizită la tine acasă. Cu mare drag. Să-ți cunoaștem și primarul. Spune-mi, te rog frumos, Victoraș, noi aici în emisiune încercăm să ne dezmierdăm unul pe altul ca să ne simțim mai bine. Cum ți-ai petrecut tu copilăria? Nu ești și nici acum atât de mare, pentru că suntem nu de mult din surse demne de încredere, am înțeles că ai împlinit deja majoratul, ai atins majoratul. Spune-mi cum ți-ai petrecut anii acei mai de la Trinca, de la Edineț, de la tine. Copilăria mi-am petrecut-o frumos, alături de prieteni. Prietenii nu prea am avut, mai mult am avut prietene, fete. Aoleu! am avut mai mult prieteni deoarece băieții mă invidiau? Invidiau, da, de sigur. Pentru că da. Cânti frumos, asta da. O vom vedea în clipele ce urmează. Ești, arăți și bine și la cameră și probabil mulțumesc. Prietenii tău au simțit o invidie și un pericol în tine, pentru că peste câțiva ani eventual vei ajunge un tânăr talentat interpret. Victoraș, povestește-ne despre familia ta. Familia mea este bogată. Am un frate, am mamă, am tată, am bunei, bunici. Care este relația dintre fratele tău? Pentru că am și eu, dragi telespectatori, un frate și știu, când eram mai micuț, mai prindeam în bătaie până nu ne despărțea părinții, nu reușeam să o terminăm cu bine. La tine, cum vă înțelegeți? Ne înțelegem bine, chiar de uneori mai avem niște conflicte între noi. Spune-mi, te rog frumos, ar fi gelos oarecum fratele pe tine că tu cânti, ești în vizorul publicului? Nu știu, nu cred, pentru că și el dansează, îi place foarte mult să danseze. Deci este din domeniu, să înțelegem, da, desigur. Aveți ceva în comun. Spune-mi, te rog frumos, ce te-a determinat să alegi această cale, să cânti oamenilor muzică populară? La mine în familie, cum spuneam și recent, că fratele dansează, toată familia iubește muzica populară, la fel și eu am îndrăgit-o, cred că cel mai mult din familie, și am hotărât să continui pe această cale. Deci la voi în casă se menține tradiția, da. Se mențin cântecele folclorice. Spune-mi, te rog frumos, părinții te susțin sau vă susțin dacă spui că și fratele tot încearcă să îți calce pe urme? Părinții, eu cred că mă susțin cel mai tare, pentru că ei și mă finanțează, cum ar fi spus. Așa, deci ei te ajută și te susțin și moral și financiar. Da. Observ că ai un costum foarte frumos, are o istorie interesantă, dragi telespectatori, acest costum și te rog frumos să ne explici. Acest costum este făcut cu suflet, de mâinile mamei mele. Extraordinar, aplauze pentru mama ta, un costum extraordinar și... Mulțumesc! Să înțeleg că este un uzor specific zonei din nord, așa?
Dragul meu, spune-mi, te rog frumos, unde îți faci studiile în prezent și dacă te simți bine în anturajul de acolo? Studiile le fac la Centrul de Excelență în Educație Artistică Ștefan Neagă. Ai prieteni acolo care te susțin să mergi mai departe? Ți acordă sfaturi? Am foarte mulți prieteni care le mulțumesc. La fel și ție îți mulțumesc. Dragi telespectatori, vreau să vă spun că Victor este colegul meu, suntem colegi foarte buni prieteni, colegi atât de clasă cât și de cameră. Anul acesta te-ai fudulit, Victor, ai plecat în altă cameră, pe mine m-ai lăsat cu străinii. Spune-mi, te rog frumos, ți-ai dorit de mic copil să ajungi în această instituție? Pentru că știm noi foarte bine, atât eu cât poate și cei de acasă, că Centrul de Excelență în Educație Artistică Ștefan Neagă este o instituție foarte prestigioasă și e cam greu să ajungi acolo. Mai mult tata m-a convins să vin la acest colegiu, pentru că eu nu doream tare să vin la acest colegiu, dar tata mi-a spus, du-te și fă carte. Deci să înțeleg că tu îi datorezi prezentul tatălui tău, care a fost și inițiatorul acestei idei. Victoraș, povestește-ne, te rog frumos, despre realizarea cu care ai venit în această seară, să mă bucur pe mine, să bucur telespectatorii de la emisiunea Clipa Muzicală și de la postul de televiziune Busuioc TV. Povestește-ne despre prima ta bogăție, primul tău copilaș. Primul meu copilaș, sper să vă placă. Așa vorbim mai metaforic, da, despre prima ta melodie, prima ta realizare. Este un cântec folcloric, vreau să vă spun, cules din părțile Nordului, de o doamnă care îi mulțumesc enorm de mult, Popova Anastasia. Pot să o salut și la camera de acolo? Da, o salut și îi mulțumesc mult pentru tot ajutorul și dragoste depusă în acest cântec. Foarte frumos. Povestește-ne despre versurile acestea. Ce cuprinde acest cântec folcloric și ce ne aduce în fața telespectatorilor? Dragoste, entuziasm, tristețe? Vă aduc un cântec de dragoste, unde... Îți cânti dragostea cumva? Nu cred. Sau este o enigmă? Da. Victor, spune-mi, te rog frumos, cu cine ai colaborat la acest cântec? Am colaborat cu mai mulți instrumentiști și cu ajutorul interpretei de muzică populară, Diamanta Pătărău, care vreau să-i mulțumesc enorm de mult. Așa, și noi o salutăm pe Diamanta cu mare drag, este și profesoara mea de canto și mulțumesc din suflet. Victoraș, spune-mi, te rog frumos, la ce concursuri ai reușit să participi până acum? Am participat la mai multe concursuri, și regionale, și naționale, și internaționale. Un concurs puternic, pot spun, da, este concursul Tamara Ciobanu. Așa. Unde am luat în 2015 locul întâi. Și premiu special pentru cea mai frumoasă piesă a Tamarei Ciobanu. Victor, am observat că ai în spatele tău destulă experiență și îți mulțumesc în primul rând că ai acceptat invitația noastră și te rog din suflet să îți menții caracterul și să fii muncitor, pentru că asta iubesc cei de la Busuioc TV și dacă ai un mesaj din suflet care vrei să-l spui telespectatorilor, te rog din suflet. Vreau să le mulțumesc părinților mei pentru tot sprijinul acordat și telespectatorilor, sper să le placă piesa mea nouă și vă mulțumesc mult pentru invitație. Victor, eu îți mulțumesc din suflet, Doamne ajută, voi Doamne cei ajută. De acasă, dragi telespectatori, vă aștept în a doua parte a emisiunii noastre, Clipa Muzicală. Rămâneți pe fir! Numa mi-o bătu, mă la iubru, mă.
viața de mândruță. Aștept s-o întâlnesc, două vorbi să-i vorbesc, mă. S-o aștept s-o întâlnesc, două vorbi să-i vorbesc, mă. Că-mi spune lumea-n sat, căci cu altul s-o legat, mă. Iau mândra lângă mine să-i vorbesc de la inimă. Să iau mândra lângă mine să-i vorbesc de la inimă. Fără tine viața mea nu costă nicio paramă. De nu vrei să fii a mea, mă. Fără tine viața mea nu costă nicio pară. Nu costă nicio pară. De nu vrei să fii a mea, mă. Dragi telespectatori, vă mulțumesc din toată inima că ați ales Busuioc TV și emisiunea Clipa Muzicală de a fi alături de noi ca și de fiecare dată. Vă urez o seară plăcută tuturor și vă aștept și mâine tot aici.